Băiatul este unul dintre cei mai urmăriți vloggeri din România, cu peste o jumătate de milion de abonați pe YouTube. Iar după ce a văzut câtă vâlvă a provocat, a ținut să precizeze că... mașină la mâna a doua, dar în același timp vrei să și cunoști istoricul mașinii, adică să nu aibă accidente, kilometri dați înapoi, să nu fie furată sau cine știe ce alte probleme și nu ai încredere în proprietar. Nu este nicio problemă, poți folosi aplicația Car Vertical, folosind codul Marius Cătălin vei avea și o reducere de 20% la fiecare verificare și vei afla adevăratul istoric al mașinii tale. Hai să vă arăt un exemplu. Am intrat pe un site românesc unde se vând mașini, am găsit un Audi A7, am introdus seria VIN pe Car Vertical și raportul a ajuns. Nu a fost furată, nu are kilometri dați înapoi, nu are un leasing activ, dar are daune. Avem aici mai multe informații despre acest model de mașină, ce motor are, mai multe variante și așa mai departe, dar vreau să văd dauna. Și avem poze cu dauna. A fost lovită în partea din față, nu avem farul din partea stângă, capota distrusă. Și în spate, cred că are o daună și în spate, nu-mi dau seama, dar cred că sunt mici zgârieturi. Nu știu exact ce accident a fost ăsta. Măcar nu avem airbag-ul sărit. Asta este un lucru bun, că nu avem airbag-ul sărit. 191.000 de kilometri are mașina în acest moment și nu a fost dat înapoi. Deci kilometrii sunt ok, accidentul nu prea este ok. Folosiți Car Vertical, introduceți codul Marius Cătălin și de fiecare dată veți avea o reducere de 20%. Te uiți ca prost. Uuu, ce m-ai speriat, ce vrei, mă? Am venit să râd de tine. La ultimul clip ai abia 40.000 de vizualizări. Ce fraier! În loc să mă încurajezi că ești și tu subconștientul meu, ce faci? Păi înainte erai numărul 1, frate. A făceai cele mai caterincă și amuzante clipuri, ești nebun. Orice clipul ăsta a intrat pe trending, făceai milioane de vizualizări. Era cel mai amuzant din toți ăștia de pe YouTube. Mersi! Bine, nu chiar cel mai amuzant, să zic în primii 3. E bine și așa. Hai bine, 10, primii 10. Sau 15. Dar erai... Povere, dar nu știi să mă consolezi deloc. Auzi ce zice unul în comentarii. Anul ăsta face milion de abonați 100%. Ce mă, poate chiar fac, cine știe? De unde știi tu că nu fac eu un milion anul ăsta? A lăsat comentariul acum 3 ani. Ia dă să văd. Uite. Asta e, mă, nu fi supărat. Uite, de Michael Jackson. Am mai auzit ceva. De Michael Jackson e mort de vreo 15 ani, cred. La fel cum e canalul tău de YouTube. Mi-ai pus-o la file, trebuia să o dau. Hai să ne uităm puțin în retrospectivă. La ce să ne uităm? Uite-te, mă, acolo. Bă, ăla nu-i băiatul ăla care-ți da la gagică ta, mă? Care, mă? Ioana, mă, uita că ești împreună cu ea. Bă, da, prost ești, mă. Mă refeream care băiat? Ăla din mașina aia neagră, hai după el. Da, frate, du-te din doi pumne jos. Dar cine zice că-i prind? Bă, gata, bă, îl cunosc pe ăsta, stai liniștit că am auzit de el. De unde, de unde auzi? Păi am văzut pe net că a câștigat un campionat de K1, ci că face K1 de 6 ani. Și mie e rău de tot. Păi și cu ce mă ajută, bă, asta? Da, bă, ai dreptate. Vreau și eu o cană pe care se scrie la mulți ani mama. Uite cana aici, costă 24 de lei și 80 de bani. Pua, 24 de lei și 80 de bani. Asta înseamnă că dacă îi dau 25 de lei, o să-mi dea 20 de bani rest și dacă o să mă vadă cineva că ia voia 20 de bani, o să zic că sărac. Auziți? De fapt ăștia sunt banii mei și o să iau. Ce ciudat, a plecat cu 50 de bani, dar fără să-și ia produsele. Ok. Bă, ce e aia? Mai am și o două jante de luat, mă, asta și pe mine. Le luați voi? Da, mă. Da, da, las că le, bă, le iau eu, mă, le iau eu. Ui, ce vorbesc, mă, că cre... Bă, îți trebuie neapărat azi. Că mâine o aduc. Bă! Bă! Ce are, mă, cu trei roz nu merge? De ce mă mai iau pe asta? Bă, ce urât eram înainte. Da, chiar erai.
În loc să zici și tu din bun simț măcar. Hai mă, Mariuse, că nu e atât de rău. Am văzut și mai urâți. Erai măcar drăguț, cât de cât. Păi dar ție-ți plăceau mult sketch-urile înainte, mă. N-ai mai scris tu nimic între timp, nici măcar un scenariu pentru un clip, nimic, nimic? Am mai scris, îți dai seama, dar... Hai, mă. Bine, mă, bine, hai. Ne întoarcem la treabă. Bine, mă. Pupă, mă. Du-te, dracu, de aici. Zic că ne apucăm de treaba de filmat. Așa am văzut și eu în filmele astea cu final fericit. Nu, atunci mai bine avem un final trist, nu știu, plângem, facem altceva. It's gonna be a long day.